cu mare bucurie revenim în locul acesta și alergăm ca și bolnavii aceștia de lepra păcatului, cum suntem noi toți, am venit din moartea aceasta, alergăm înapoi în tabără să spunem, uite, câtă abundență de hrană este în locul acesta, ducem această veste bună a celui care este flământ. Sunt unii oameni deranjați de cuvântul lui Dumnezeu ei disprețuiesc și înjosesc acest cuvânt. Sigur că au libertatea de a face lucrul acesta, dar împotriva cui? Împotriva cui fac ei lucrul acesta? Călărețul acesta pe mâna căruia se rezema împăratul, își manifestă necredința, eu nu cred lucrurile acestea cu mâncare, mâine spuse de Elisei, cu, zic englezii, pie in the sky, po povești în mintea voastră cu înviere, cu ce va fi, cu tare. Cui, cui, cui poate face un om rău cu necredința sa proprie? Iubiții mei, dacă e vorba să ne uităm atent, tot ce săvârșim pe pământul acesta e pe bază de credință. Nu ieșim noi din casă să plecăm la lucrul nostru, la slujba noastră, pe baza credinței că vom ajunge acolo, că nu avem un accident. Dacă am ști lucrul ăsta, am mai ieșit din casă. Nu facem noi tot ce facem pe baza credinței că vom, vom reuși cu bine. În câte lucruri este implicat aceasta? Acum vom lua seama asupra chemării noastre personale, asupra lucrării la care suntem chemați pe pământul acesta și legătura ei cu planul lui Dumnezeu. Interacția noastră cu Dumnezeu în împlinirea acestei chemări. Dumnezeu nu adresează chemarea aceasta și cum spun deiștii, ne -a, a spus du acolo și el a plecat în altă parte. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Ci iată că eu sunt cu voi. El a spus, mergeți în toată lumea, dar iată, eu sunt cu voi. Acolo este prezența lui Dumnezeu până la sfârșitul veacului, în toate zilele și bune și rele. Și... Iată, eu sunt cu voi. Aceasta este prezența lui. Chemarea noastră trebuie să fie, să poarte amprenta și semnătura lui Dumnezeu, dar nu numai prin adresarea ei. Asta, asta am fost eu chemat să fac, ci prin prezența lui. Tu și cu mine, tu recunoști că ai această slujbă care o faci de la Dumnezeu serviciul tău, familia ta și felul cum trăiești pe Pământul acesta, trăiești să porți chipul lui Dumnezeu. Tu cu adevărat crezi că ai primit de la Dumnezeu lucrul acesta dacă ai și cultivi în viața ta prezența lui Dumnezeu. Dacă doar ai primit chemarea și, Doamne, mulțumesc și ai plecat, n-ai crezut că vine de la Dumnezeu. Doi, dacă o chemare vine de la Dumnezeu, ea nu poate fi împlinită niciodată decât cu Dumnezeu. Cum bine știm, cum scrie, cine poate să reprezinte pe Dumnezeu decât Dumnezeu? Cine poate să răspundă sau să împlinească o chemare a lui Dumnezeu fără Dumnezeu? Cine poate? Așa? Nu, nu, nu este. Dumnezeu nu adresează chemarea fără să dea împreună cu ea puterea. Dumnezeu nu pregătește calea de ieșire dintr-o încercare, după care ne lasă pe noi să ne descurcăm. Nu, El este prezent. Prin El și cu El putem să ajungem să, să găsim așa cum și scrie Scriptura, nu va ajunge nicio încercare peste puterile voastre, fiindcă, împreună cu încercarea, Dumnezeu a pregătit mijlocul de a ieși din ea. Chemarea trebuie să fie însă precedată de o viziune. Este vorba de viziune și misiune. Dacă avem doar misiune, dar nu avem viziune, aceea nu este misiune. Dacă avem doar viziune, dar nu mergem în misiune, aceea nu este viziune. E doar așa o închipuire a noastră. Acestea două. Sunt întrețesute și vom merge acum în Isaia, capitolul 6. Vom merge aici și îl, vor, îl vom urmări pe Isaia. El este un om care, asemenea lui Iov, în primele capitole, în capitolul 1 în special, el se adresează poporului și păcătoșilor și celor care nimic nu e sănătos din crește până în se adresează lor de pe o poziție exterioară. El vorbește despre ei, dar nu, e, nu, este, nu se include în grup. Voi sunteți așa, voi sunteți așa, voi sunteți așa. Același lucru vedem la Ioan Botezătorul. Pui de nepăr cineva. Același lucru vedem la Iov, să vină Dumnezeu să-mi spună dacă este ceva. Aceasta durează până în clipa în care un om este adus în prezența lui Dumnezeu când este adus în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți cere altceva, nici nu te descălește la cap, nici nu te convinge de niciun fel decât să expune ție, să descoperă ție prin diverse mijloace, în măsura în care cineva poate suporta vedenia celui atotputernic. Așa cum i-a spus pe vremuri lui Ilie, mă vei vedea dar parțial, așa cum i spun lui Moise, mă vei vedea, parțial. Am multe să spun, dar nu se poate decât atât. În momentul în care un om ajunge în, această, în prezența lui Dumnezeu printr-o împrejurare de un fel sau altul, în momentul acela el are imaginea adevărului despre sine, astfel că Isaia, care îi condamna pe toți ceilalți, dar nu se includea, se pămânește în capitolul 6, că îl vede pe Domnul. Și în contextul acela, el spune un cuvânt despre sine. Acum se include pe. Sunt pierdut, vai de mine, sunt pierdut. Acum îmi dau seama că sunt un om cu buze necurate. Nu era vorba neapărat de, numai de vorbirile acestea murdare sau cum spunem noi că era uh, spurcat la gură. Nu numai de asta. Era vorba de ceea ce vorbea el despre Dumnezeu. Iov la aceasta a făcut referire când a spus îmi mâna la gură. Și tac! Nu pentru că înjurase sau blestemase, ci ceea ce a vorbit el despre Dumnezeu. Și noi, ca slujitori ai cuvântului, în momentul în care vedem, trăim descoperirea lui Dumnezeu, ne dăm seama că am vorbit la învoandele noastre lucruri care nu au legătură cu Dumnezeu. Abia acolo ne putem da seama, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, am vorbit lucruri care nu trebuia la adresa lui Dumnezeu. Este posibil ca lucrul acesta să fie legat de nenorocirea aceea care, prin care a trecut regele Ozia. Pentru că el era, Isaia era tinerel, era devotat total regelui Ozia. Cea mai lungă domnie a avut regele Ozia și a fost un rege extraordinar de bun. Și omul bun este în același timp și în aceeași măsură riscă să fie nebun, în aceeași măsură. Tocmai pentru că este bun. A venit un moment în care regele Ozia. Înțelegând total, nu greșit, ci rebel planului Dumnezeu cu omul, redus la esență, considerând el că mântuirea este pe bază de merite, și el era plin de merite, considerând că slujba e pe bază de merite nu-i pe bază de chemarea lui Dumnezeu, atunci atunci vrea să pătrundă împreună cu preoții în Sfânta Sfintelor și să aducă tămâie. Și preoții au spus, nu nu, nu, nu se face așa, nu este prin merite, este prin chemare. Și nu este prin fapte, este prin har. și El nu ascultă, el intră acolo și uh, spune Biblia că pe când era acolo uh, a apărut ceva alb și s-a umplut de lepră el. Acesta nu a fost răspunsul lui Dumnezeu, acesta a fost efectul, alegerii lui de a face lucrul acesta. Și acesta era, de fapt, tratamentul pentru această cumplită boală a sufletului. A fost izolat pentru restul vieții lui, n-a mai intrat niciodată, nu ca să tămâieze, n-a mai putut să intre în casa Domnului din cauza leprei lui. Nu știu ce a însemnat aceasta pentru tânărul Isaia, dar pot să înțeleg acest lucru din reacția generației noastre tinere. Am o nepoată de trei ani. Și la orice pas ea folosește expresia It's not fair, nu e cinstit, nu e drept, spune ea. Chiar s-a adresat unei cățelușe care s-a în loc să o ducă afară, a rămas în casă acolo. Și atunci ea a spus, nu este drept ce faci. E o certa și ea a explicat. Nu e corect ce faci. Nu știu cât a înțeles ea traducerea acestei expresii. Dar generația noastră acest lucru spune, nu este, nu este corect, nu e cinstit așa ceva. Cum a privit tânărul Isaia pagina aceasta din viața regelui Ozia, e greu de, de înțeles. Dar, iubiții mei, capitolul 6 îl confruntă cu descoperirea celui atotputernic. Cel atotputernic nu încearcă să ne convingă pe noi, ci se arată pe sine, se descoperă pe sine. Nimeni nu cunoaște pe Dumnezeu prin cercetare, prin investigație, prin oricine cunoaște ceva despre Dumnezeu sau despre Cuvântul Lui, cunoaște prin descoperirea Lui Dumnezeu. Care lucru ai care nu ți-a fost descoperit de Dumnezeu? Nu l-am descoperit eu. Asta e posibil în domeniul legii sau mâncărurilor, dar nu în domeniul Lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu se descoperă cu sine, pe sine, este cu totul imposibil să avem acces la adevărul despre Dumnezeu. El știe când să se descopere nouă, cum să se descopere, cât, în ce manieră. El alege lucrul acesta pentru a ne aduce pe noi în situația să privim prin contrast ce gândim și ce credem noi despre Dumnezeu și cum este El. Astfel că Isaia are această viziune, am văzut pe cel prea poalele lui Mantiei lui umpleau templul. Am auzit glasul heruvimilor cerului întreg de trei ori sfânt, sfânt, sfânt. Se cutremura locul acela, am văzut prezența lui Dumnezeu, și acolo a avut el ocazia să pună în contrast ce gândea el despre Dumnezeu. Cu cine era Dumnezeu, de fapt, și a spus: Eu sunt un om pierdut. De la ceea ce am gândit eu despre Dumnezeu până la ceea ce văd. În acest context, după ce a avut loc viziunea aceasta, a urmat misiunea. Acum. Acum mergi. Nu poți să mergi să vorbești despre Dumnezeu fără să știi despre cine vorbești. Și ei merg acolo, spune Domnul, și eu nu i-am trimis pe Isaia bunul Dumnezeu, ea lui sa i-a descoperit această perspectivă și nu l-a forțat să facă lucrul acesta, ci el s-a regăsit. Sufletul lui a fost umplut de așa admirație, de așa dragoste pentru Dumnezeu, de atâta frumusețe și maestate ce a văzut în Dumnezeu, că a strigat, iată, mă trimite mă abia aștept să mă duc la lumea aceasta și să le spun ce frumos și bun este Dumnezeu. În, a, în contextul acesta s-a născut chemarea lui, viziunea și misiunea. Noi avem un program numit Misiunea Globală. Întrebarea este nu despre misiunea globală, ci viziunea. Ce viziune avem noi în contextul misiunii globale? Ce intenționăm noi? Ocolești pământul cu ce scop? Ce vrei să faci? Vreau să fac una sau vreau să fac alta? Diferența, deci între ceea ce făcea Isaia, era tot pentru Domnul s-ar zice, și ceea ce are de spus despre Domnul încât a fost numit Evanghelistul Vechiului Testament, după aceea parcă simți în cuvintele lui atmosfera din psalmi în care vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Este uluitor lucrul acesta. Același lucru îl întâlnim noi la Solomon, în momentul în care este îngenunchiat în fața templului, și rostește rugăciunea aceasta de consacrare, de fapt, el are o viziune a caracterului lui Dumnezeu. Dacă poporul peste care este chemat numele meu, i-a spus Domnul, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, atunci va putea împlini misiunea aceasta. A porni să împlinim misiunea aceasta pentru Dumnezeu, fără Dumnezeu. Aceasta este eșec total. Doamne, noi am făcut așa, am făcut așa. Și unde a fost Dumnezeu în toate astea? Nu ne cunoaștem. Wow, groaznic. Acest lucru este un moment de răscruce pentru viața noastră, în care noi trebuie să rămânem o clipă și să cădem pe gânduri. Și în care trebuie să privim adânc. Asupra chemării vieții noastre pe pământul acesta? Ce sunt eu chemat? Cum reprezint eu pe pământul acesta? Prin ce fac eu? Nu contează uh, uh, lucrul pe care îl săvârșesc de un fel sau altul pe pământ, dar cum, cum reprezint, cum port eu chipul lui Dumnezeu în ceea ce se vede aici. Solomon capătă în descoperirea aceasta o viziune asupra misiunii lui Dumnezeu și, lui, și Templului Său în contextul lumii întregi. El realizează că Dumnezeu nu este Dumnezeu unei națiuni, acesta e un idol. Sau Dumnezeu satului sau patronul orașului sau. Nu, Dumnezeu este Dumnezeul cerului și pământului, este Dumnezeul întregului pământ. El acum înțelege că templul acesta nu a fost ca noi să ne cântăm nouă înșine, predicăm corului și corul ne cântă nouă. Și el a înțeles lucrul acesta și a spus: Nu. Trebuie ca toate neamurile pământului să ajungă să cunoască prin lucrarea aceasta adevărul despre Dumnezeu. Așa se face că, în momentul în care el vorbește despre străin, când străinul care va veni de departe, spune în rugăciunea lui aceasta, să se roage în această casă. Doamne, fă pentru el tot ce faci pentru fiecare dintre cei care vin aici. Poporul lui Dumnezeu, spune el, sunt cei care îl caută din toată inima. Și mai târziu, auzim ecoul cuvintelor lui în predica lui Petru. Eu credeam că Dumnezeu este părtinitor eu credeam că Dumnezeu are numai o biserică, o denominațiune, o religie, un grup de oameni, o, 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 un sânge, pe când aici Biblia, mi -a, vedenia, spune Petru, mi-a dovedit că misiunea cuprinde întreaga lume, că în orice neam, spune el în fapte, capitolul 10, Dumnezeu mi-a arătat treaba aceasta, că în orice neam, în chinez, în, 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 în și în... Cine le cunoaște? De, ce, numai tu, de aceea spune Solomon în mai mai tu cunoști inimile oamenilor, Doamne. În orice neam a spus Petru, am înțeles că lucrul acesta este la scară globală. El a avut viziunea lucrării pe întreg pământul și apoi misiunea pentru lucrarea pe întreg pământul. Ce condiție ar trebui să îndeplinim noi? Sau uh, care este împreună noastră lucrare cu Dumnezeu, în împlinirea chemării noastre. Cum, este, cum putem să, noi să definim viziunea lui Dumnezeu pentru viața noastră? Vorbeam de Iosif, că visele lui Iosif nu sunt visele lui Iosif, sunt visele lui Dumnezeu cu Iosif. Dumnezeu este acela care vede sfârșitul de la început, așa scrie Sfânta Scriptură, de aceea îl numește pe Pavel, Iată, acesta e un vas ales, omul acesta. Pe păi cum să fie ales, spune Anania, cum să fie ales, ales pentru ce, pe păi știi care e situația? Se poate că știu, într-adevăr. M-a impresionat foarte mult uh, un student de la medicină cu care am stat de vorbă și i-am zis uh, cum, ce ai de, cu ce impresie vii când uh, și-a început studiile medicale. Și el a spus, zice, primul lucru care m-a, literalmente m-a șocat, este că din ziua 1 ne-au numit doctori, ne-au tratat ca fiind doctori, dar nici nu deschisesem alfabetul, nici nu aveam noțiuni, abia noțiunile primare le aveam de cele cu care am venit la examen, dar ne-au numit doctori. Adică numele pe care îl primim cum -am, cum am, vorbit despre Edidia, numele lui Solomon, iubit de Dumnezeu sau celui căruia este lui Dumnezeu, e drag de tine. Când ne-au numit doctor, aceasta ne-a obligat imediat halatul și postura și comportarea noastră s-a schimbat din cauza numelui acestuia. La fel procedează Dumnezeu cu împlinirea planului său cu mine și cu tine. Această a lui este misiune, e realitate. Ceea ce vede Dumnezeu în tine nu este simplu potențial. E adevărat, potențialul este acolo. Ci este ca și cum s-ar fi împlinit și ne-a învățat pe noi să umblăm în acest fel în ce privește viziunea noastră de viață și misiunea noastră pe pământul acesta. Ne-a învățat în același fel. În primul rând să aplicăm lucrul acesta la punctul al doilea pe care îl avem aici, dacă poporul meu se va ruga. Rugăciunea nu este o conversație cu Dumnezeu, ci este conversația Sufletului nostru cu El, a omului lăuntric. Este deschiderea inimii ca Dumnezeu să poată citi Sufletul nostru. E un lucru care n-ar trebui prins în formule și în definiții și în forme, pentru că este convorbirea tainică dintre Sufletul nostru și Dumnezeu. În acest context, spunem Mântuitorul, când ai venit și te-ai rugat pentru ceva anume, să crezi că l-ai și primit, adică să uh, trăiești sfârșitul de la început și îl vei avea. Acesta este felul în care lucrează Dumnezeu cu noi și acesta este felul în care suntem chemați noi să asociem viziunea cu misiunea. Ai o viziune pentru viața ta, da? Vezi o anumită carieră, vezi o anumită familie, vezi anumite aspecte ale vieții tale în care ai vrea să trăiești și să te investești. Aceasta este viziunea. Acum treci la acțiune, împlinești misiunea. Dar nu treci la acțiune ca, și, ca unul care încă nu știe dacă se va întâmpla sau nu, ci așa, după pilda Domnului Isus Hristos din Cartea Apocalipsei, El a pornit biruitor și ca să biruiască. Deci. el lucrul acesta era o certitudine totală. El nu a pornit să lupte ca să câștige biruința, a pornit biruitor și ca să biruiască. Ce luptă poate fi între adevăr și neadevăr? Nu, pentru totdeauna adevărul va birui și va rămâne în veci. Niciodată nu există o competiție între așa ceva. Cel mult și în final avem parte de o revelație, dar între adevăr și neadevăr nu există niciun fel de luptă. Sau între întuneric și, întuneric și lumina. Ai aprins lumina, întunericul nu rămâne să lupte cu lumina în locul acela. Așa ni se spune nouă să ne raportăm la rugăciunea pe care o înălțăm lui Dumnezeu, dacă poporul meu se va ruga. Problema cea mai serioasă însă în împlinirea viziunii și misiunii vieții noastre, ca persoană, ca familie, ca biserică și în lumea noastră, ca oamenii politici, oamenii economici, oamenii strategici, oamenii de știință, toată lumea aceasta funcționează după o anumită viziune pe care o are și în acord cu viziunea urmează misiunea. Acum însă intervine o problemă destul de sensibilă și anume ești tu dispus, tu ești hotărât și ești convins și ești o ai pornit biruitor și ca să biruiești, din start, în viziunea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o cu privire la viață și lucrarea sa. E limpede lucrul acesta. Întrebare însă, ești deschis la căile la mijloacele, la timpul lui Dumnezeu, la forma lucră, ești deschis la aceste lucruri? Sau ești înclinat să-i trasezi tu celui prea înalt un drum pe care să vină? Trebuie să face așa, trebuie să vii așa, trebuie să... Deci, cine este acela care trasează drumul, căile lui Dumnezeu, mijloacele lui Dumnezeu, timpul lui Dumnezeu, cine este... Este cel care îi spune, îi dă porunci lui Dumnezeu și încearcă să-l atragă, să-l asocieze. Diavolul nu a vrut să-l omoare pe Isus în, în pustie numită ispitirea lui Isus. Isus nu a fost ispitit niciodată. Dar, ca să -l fac așa ceva. Dar diavolul nu, nu caută să-l omoare, ci să-l asocieze. La fel se întâmplă aici. Cât de deschis ești tu la căile și mijloacele lui Dumnezeu? Aici era Solomon. El, într-adevăr, avea viziunea lucrării lui Dumnezeu pe tot pământul. Toate popoarele lumii te vor cunoaște, Doamne Dumnezeule, prin lucrarea aceasta. Minunat! Am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o veșnică să o vestească tuturor locuitorilor pământului. Minunat! Aceasta e viziunea, aceasta e misiunea. Evanghelia veșnică. Ea este legată, ea privește pe Fiul Său. Aceasta este viziunea, misiunea, acțiunea. Ești deschis la căile și mijloacele lui Dumnezeu? Solomon n-a fost. El a primit viziunea, a, început, a, a, a trecut la misiune, la lucrare, dar s-a potignit în ce privește mijloacele și căile lui Dumnezeu. Exista o lege pe care o găsim în Deuteronom, capitolul 17, începând de la versetul 16, o lege care nu era nici pentru preot, nici pentru izraelit, nici pentru credinciosul lui Dumnezeu, era numai pentru împărat. Uite! Un împărat, ca să poată să fie împărat după, după inima lui Dumnezeu, iată ce are de făcut. Uite, Doamne, aș vrea să fiu un împărat după inima ta, aș vrea să fiu un om, dar ce am de făcut, ce să fac? Iată ce ai de făcut. Și aici îi se dă această lege. Și ea cuprinde șapte puncte. Uite, trebuie să respecti aceste lucruri ca viziunea ta să devină acțiune și apoi împlinire. Deci, acestea sunt mijloacele. Doctorul îți spune, trebuie să păstrezi următoarea dietă, trebuie să ai următorul fel de odihnă, trebuie să ai următorul fel de mediu în care locuiești, trebuie să eviți asta, trebuie să adopți asta. Toate acestea sunt condiții, nu sunt impuse, ci sunt necesare pentru restabilirea sănătății. Ca un om să poată împlini viziunea și chemarea vieții sale are pus de Dumnezeu înaintea lui condițiile mijloacele prin care viziunea lui va deveni acțiune și împlinire până la urmă. Numărul 1, să nu aibă mulți cai. Solomon are nu numai mulți cai, e fără număr ce este acolo. Și nu înțeleg de ce, nu, de ce să nu am mulți cai. Uh, pe vremea când s-a scris asta, pe vremea lui Moise, nu era așa, dar acum, acum lumea vedea altfel și uh, cine are mai multe tunuri, a zis uh, Napoleon ăla, biruiește în război, cine are mai mulți cai, cum era cazul aici, s-au schimbat lucrurile. El, când Dumnezeu a spus lucrul acesta, a știut ce spune. Să nu. Uh, de ce să nu? Pentru ca să nu se întoarcă, să întoarcă pe popor în Egipt, că Domnul i-a spus pe drumul ăsta să nu te mai întorci. Păi nu s-a întors nimeni, nu s-a mai, nu a încălecat pe vreun cal și a dus în Egipt. E adevărat că nu a încălecat pe vreun cal să plece în Egipt nimeni, dar au încălecat pe mentalitatea egipteană care se rezima pe armata lor. Acesta era pericolul cel mare care pândea din umbră și împăratul nu înțelege și nu știe și nu vede și nu primește chemarea aceasta lui Dumnezeu, se ridică pur și simplu împotriva lui Dumnezeu. Pui în pericol viziunea vieții tale în momentul în care cererea pe care sau cuvântul pe care ți l-a dat Dumnezeu îl înlocuiești cu o idee a ta care ți se pare mult mai bună. Al doilea, să n-aibă un mare număr de nebeste, dar cum să nu? El nu are nevoie de 700 de crăiese și de 300 de alte ambasadoare de diverse țări, personal. Dar el visează că în cadrul acestei acțiuni globale, în care vede el că toate neamurile Pământului vor, vor cunoaște pe Dumnezeu prin templul din Ierusalim, calea este tocmai asta, adică a adopta din toate familiile regale, ale tuturor națiunilor cunoscute de prin prejur, de peste tot. Aici e centrul Pământului, aici formăm o familie, suntem... Suntem uniți cu toți, toate națiunile. Aceasta e singura cale. Dumnezeu a spus nu. Acesta e obiectivul, dar, dar nu este calea aceasta. Pentru că dacă este așa, dacă vei, vei călca acest cuvânt, va veni vremea când îți vor îndupleca inima și ai să faci ceea ce n-ai crede niciodată, dacă ți-ar spune cineva. Solomon, vai, mie, cum să-mi înduplece mie inima? Dar eu sunt așa, s-a întâmplat. Scriptura spune că a sfârșit foarte rău a sfârșit zidind altare păgâne cu jerfe umane, cu nenorociri nemai auzite, a sfârșit prin a dărâma cu mâna lui tot ce zidise pentru Dumnezeu. El care a spus, toate religiile acestea, toate credințele acestea vor cunoaște adevărul și pe Dumnezeu prin templul acesta. El a ajuns să ridice un monument, un altar acestor uh, religii păgâne și uh, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20, inima lui uh, 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 în 1 un împărații 11 cu 4, inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima Tatălui său, David. Din cauza aceasta, nu văd, deci planul lui era nemaipomenit, dar planul acesta era o contradicție, era pur și simplu o ofensă la adresa planului lui Dumnezeu. Dumnezeu i a spus, uite ce trebuie, ce fel de ce ai trebuie să iei, ce fel de mâncare trebuie să mănânci, uite ce, dar nu văd de ce trebuie să fac uh, acest lucru, pentru că Dumnezeu cunoaște și spune uh, 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 Pavel, sabia Duhului lui Dumnezeu desparte gânduri și simțuri, gând, emoții, trăiri, toate acestea sunt descoperite, gol și descoperite înaintea lui Dumnezeu și cel care te cunoaște cu mult mai bine și mai departe decât poți să-ți imaginezi tu cu privire la tine, acela îți spune acest lucru. Să nu strângă mari grămezi de aur și argint. Cum să nu faci asta? Păi, cu cât o economie este mai puternică, cu atât are un cuvânt de spus în lume, toate țările lumii ajung să fie dependente de această economie. Așa se face că aurul era ca noroiul de pe ulițe, argintul nu avea nicio valoare, ajunsese țara necată în avuții despre care Dumnezeu a spus să nu faci lucrul acesta. Oricât de multă avuție va veni la tine, distribuie nenorocitului care are trebuință de ea, nu comite păcatul Sodomei nepăsător față de, ce, de suferințele oamenilor din jurul nostru. Dar Solomon nu vede și nu înțelege acest lucru, nu, nu pricepe legea aceasta. Aceasta era cea de-a treia condiție. Cea de-a patra condiție, scrie legea cu mâna ta. Scrie-o de mână acolo, copiază-o, cere o copie de la preoț, așa se prevede acolo și scrie-o cu mâna ta. Nu se arată nicăieri că ar fi scris această lege. Obiectivul numărul șase, punctul numărul șase, să o citească în toate zilele vieții lui, în fiecare zi. Am întâlnit un cetățean pe un zbor, într-un avion, venea din Brazilia, era mare magnat al petrolului după declarația dumnealui și a spus, eu nu sunt om de credință, dar zilnic, nu deschid ușa casei până când nu citesc complet cartea Proverbelor și Eclesiastul. Știu pe din afară cea mai mare parte, am foarte mulți ani de când citesc lucrul acesta, dar dacă se, există un izvor al vieții mele și al succesului care l-am avut aici în business, e legat de lucrul acesta. Și acesta era un om de rând, dar Domnul i-a spus împăratului să citească în toate zilele vieții lui în Toate zilele să o țină permanent asupra lui, să o copieze cu mâna lui. Erau condiții clare date. Cum au fost date lui Moise în fața stâncii? I-a spus, uite, în revoltă aceasta se rezolvă așa. Mergi și vorbește stâncii. Nu înțeleg, ăștia nu înțeleg de vorbă să vorbești stâncii. Ăștia înțeleg numai dacă dau cu toiagul, cu bâta și așa a făcut el, neștiind că dă în propriul lui destin pregătit de Dumnezeu. Ce suferință, ce frângere de inimă i-a produs lucrul acesta ca să sfârșească alergarea lui atât de sfântă și de binecuvântată să sfârșească jertfa lui prin care s-a dezbrăcat de viața veșnică și a spus, șterge-mă din cartea ta pentru poporul acesta, a sfârșit într-o așa rușine și așa de cădere în fața poporului. I s-a părut că e prea diluată intervenția aceasta. Du-te și vorbește, stânge, pe ce ăștia sunt oameni de, doar să spun cu vorba așa. Trebuie să vadă semnul, a gândit el. Câtă putere era în cuvântul lui Dumnezeu, că El când ne cheamă să facem un anume lucru, încarcă acea chemare cu puterea de care avem trebuință. Și indiferent cât ni s-ar pare nouă de drept muntele de urcat sau de zid în fața noastră, David spune, cu tine, Doamne, sar peste un zid înalt. Ascultă cuvântul meu, nu ți se pare, nu disprețui sfatul lui Dumnezeu. Ah, sunt ce asta? Cum spunea un domn, aha, oi păstor, vezi de treabă cu așa, ne, nu, nu vreau să aud ce eu sunt oaie, domne, și bine zic, dacă, dacă luăm așa, vă înțeleg, dar dacă am cunoaște pe cel ce a spus aceste cuvinte, probabil că am stat drept, am stat altfel, am înțeles. E vorba de, despre cel ce a spus cuvintele acestea, nu de cuvintele acestea. Apoi, ultimul punct, punctul al șaptelea, nu numai să uh, copieze această lege, nu numai să o aibă cu el în toate zilele, să o citească, ci punctul șapte, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile din legea aceasta. Aceasta, acestea erau, aceasta era rețeta pentru împlinirea, pentru transformarea viziunii în acțiune. Viziunea lui pentru întreg pământul, transformată în Evanghelia vestită lumii întregi. Adevărul despre Dumnezeu. Care să fi fost? De ce a cerut Dumnezeu așa ceva? Simplu, versetul 20. Numărul 1. Pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui. O-o, există riscul acesta? Există. Un pastor în vârstă spunea că a fost instruit la seminar nu vă amestecați cu poporul de rând. Dumneavoastră sunteți o clasă specială, elită, oameni cu... așa. Același lucru a creat o tensiune grozavă cu John Newman, englezul anglicanul care a devenit catolic, în momentul în care el a spus acestor elite, ar trebui să consultați poporul noi, să consultăm poporul, păi dar de astea de sunt studenți, noi suntem învățători, ăștia sunt docet, noi suntem docenți, noi învățăm. Cine nu? Au fost teribil de revoltați. Primul lucru pentru care Dumnezeu ți-a cerut împlinește cuvântul acesta e ca nu cumva inima să ți se înalțe mai presus de frații tăi. După ce venim aici, oh, ai văzut pe bețivul ăla în șanț, ai văzut la ai la, păi da, spune Petru, în serios, dar tu de unde vii? Dintre ei erați și voi toți, o nu uitați lucrul acesta când trăiați după mersul uh, lumii acesteia. Dar ați fost spălați, nu v-ați spălat, ați fost spălați, ați fost curățiți, ați fost înfiați de Dumnezeu, nu uita lucrul acesta, de unde să nu ți se înalțe inima mai presus de fratele tău și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă multe zile în împărăția lui el și familia lui. Pentru binele și binecuvântarea lui erau toate aceste lucruri. Dar Solomon nu are această idee de, care însemna har. Tot ce era aici arăta că Viziunea și misiunea nu pot, nu pot fi împlinite decât prin harul lui Dumnezeu. El nu are, nu apare în cuvintele lui ideea de har. Am putea să exploatăm într-un fel textul și să scoatem câteva nuanțe, dar el era un om care și întemease credința și umblarea lui cu Dumnezeu pe merite. Pe evidențe de felul acesta, pe valori de felul acesta, despre care i-a spus Dumnezeu: Nu te rezema pe așa ceva, pentru că aceasta înseamnă nimic. Isaia, profetul, după ce a avut acea viziune, în capitolul 6, și a văzut măreția lui Dumnezeu, atunci a înțeles el faptul că faptele lui cele mai bune. Sunt un motiv de mândrie, voi sunteți necurați, nimic nu este sănătos din cap până în un popor nenorocit, nu? Ci uh, mai târziu spune el: Cele mai bune haine, uh, faptele noastre sunt ca o haină murdară. A înțeles lucrul acesta din viziune, văzând caracterul lui Dumnezeu. Uh, același lucru l-a înțeles Daniel, care nu a vorbit. Uite ei ce au făcut ei, uite ce a făcut conducătorii, uite ce a făcut poporul, Doamne, și noi suntem o generație tânără, ne complet de asta. Nu, zice, noi, Doamne, am făcut asta, părinții noștri, familia noastră, conducătorii, împărații noi suntem aceia care am făcut lucrul acesta. Ce schimbare dramatică în viziunea realității asupra propriei vieți. Din motivul acesta, el nu are ideea de har avea să guste cel mai amar pahar care poate fi dat unui om ca să vadă până la urmă în urma lui ridicate sau rezidite cumva altarele pe care le dermase păgânismul, readus acolo, chiar în inima cetății lui Dumnezeu. După pilda lui mai târziu, oamenii aveau să pună pe bal în templu, aveau să se închine startei și tot felul, la tot felul de zei, după pilda lui. Solomon a băut acest cumplit amar pahar, ca să învețe că nimeni nu este mântuit altfel decât așa cum scrie Biblia, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu. Și că voi erați morți în păcatele și greșelile voastre. De aici a început totul. Păi atunci dacă eu eram mort, cu ce am contribuit eu la trezirea mea, la învierea mea? Cu nimic. Este vorba de inițiativa lui Dumnezeu. El este singurul care are puterea asupra morții și mormântului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, mulți din cei ce dorm în țărâna Pământului, spunem, dar vor auzi glasul. Morții vor auzi glasul, spune Iisus. Se referea la, la acest fel de moarte și, într-adevăr, pe exemplu acesta cutremurător al lui de pe cruce, mort în păcatele și fără de legile lui, el a auzit glasul lui Dumnezeu și s-a trezit la viață, la o altă viață. Despre acesta este, aceasta era lecția pe care trebuia să o învețe el și ceea ce n-am învățat din Scriptură, ceea ce n-am învățat din cuvântul bun și iubitor al lui Dumnezeu, prin care ne-a sfătuit și ne sfătuiește ca un părinte pe copilul lui, riscăm să învățăm dintr-un pahar atât de amar încât nu putem crede că este adevărat. Nu putem crede că este adevărat cu privire la noi. Și dacă un pahar amar nu lucrează, apoi urmează unul și mai amar, și în final unul și mai amar, după care nu mai urmează niciunul. Ascultă, spune cartea Proverbelor, ia seama la Dumnezeu că El te sfătuiește cum sfătuiește un om pe copilul lui. Solomon a fost câștigat de obiectiv de lucrare. Tot pământul va cunoaște pe Dumnezeu, se va da pe tot pământul uh, uh, o evanghelie veșnică prin mijlocul cerului vestită tuturor locuitorilor pământului. A fost câștigat de, de viziune aceasta și a fost un câștig mare. Numai că uh, în această lucrare în care el s-a angajat, cheia și era umblarea lui cu Dumnezeu. Dacă poporul meu se va ruga dacă poporul meu se va smeri în primul rând, și smerire înseamnă uh, supunerea binevoitoare în fața cuvântului lui Dumnezeu, uh, cum era împăratul care era confruntat cu lege pentru împărat și nou ni se spune că suntem o uh, preoție împărătească, așa ni se spune și nou. Și lucrul acesta îl vom constata la încheierea rugăciunii în care se spune uh, preoții tăi îmbrăcați cu mântuirea, acela este preot, în care ni se spune de poporul lui Dumnezeu care te caută din toată inima. Cine te caută din toată inima? Nu cine zice că este. Cine te caută din toată inima este poporul lui Dumnezeu. Aici el vede cu ochii împlinirea adevărului, dar îl vede de la capătul celălalt. Dacă tot ne smerim, dacă tot ajungem să recunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dacă tot ne împăcăm în final cu cuvântul acesta lui Dumnezeu cu care nu ne-am putut și nu ne putem împăca deloc, dacă tot ne împăcăm după aceea, de ce să nu facem lucrul acesta de la început? De ce să nu facem lucrul acesta prin credință? De ce e nevoie să-l facem prin fapte? De ce e nevoie să pun mâna pe un cablu electric? Și nu e mai bine să cred ce scrie pe tăblița aceea. Nu atinge, pericol de moarte. Cât mă costă să cred lucrul acesta, și cât mă costă să încerc lucrul acesta. Solomon a mers pe calea aceasta, gândind și câștigat de obiectivul, de misiunea aceasta de a aduce Evanghelia în toată lumea, și pierzând din vedere faptul că, în timp ce poate să lucreze pentru toată lumea, riscă să-și piardă propriului suflet. Și atunci întreabă Mântuitorul nostru la ce ar folosi unui om, frate, să predice Evanghelia la toată planeta, să aducă toată planeta, toate neamurile pământului te vor cunoaște și pe el însuși să se piardă. Ah, spune Pavel, fac totul pentru Evanghelie, dar aș dori să am și eu parte de Evanghelia aceasta pe care o predic celui de lângă mine de aceea luptă cu propriul lui suflet și spune el, mă port serios cu mine însumi, ca nu cumva după ce am câștigat pe alții și am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. La aceasta te rugăm, Tată prea iubit, ca viziunea și chemarea pe care ne-ai adresat-o să fie împlinite, Doamne, până la ultimul cuvânt pe care l a scris în cartea ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai dat nouă lege pentru această preoție împărătească. Tu ne-ai învățat ascultarea în Domnul nostru Isus Hristos, care s-a făcut ascultător până la moarte și care s-a smerit până la cruce. Te rugăm, Doamne, fă-ne caracterului și vieții lui și ajută-ne ca îmbrăcați în Domnul Hristos să stăm înaintea ta, înaintea chemării tale, a viziunii și a misiunii la care ne-ai chemat prin Domnul Isus Hristos. Amin.